Crimeea este parte a Ucrainei, iar anexarea sa ilegală este o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Declarația îi aparține președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și a fost făcută în cadrul inaugurării summitului de lansare a platformei Crimeea, care are drept scop pe termen lung întoarcerea peninsulei în componența teritorială a Ucrainei. În același timp, prezența șefului statului la summit a trezit nemulțumire opoziției parlamentare. În cadrul summitului de la Kiev au participat 14 șefi de state și de guverne dintr-un total de 44 de delegații internaționale, inclusiv oficial de rang înalt ai Uniunii Europene, iar în cadrul discursului său, președintele Maia Sandu a declarat că Republica Moldova a fost și va continua să fie un partener de încredere al Ucrainei, care susține integritatea teritorială a țării vecine. Crimea este Ucraina. Crimea este parte a Ucrainei, iar anexarea sa ilegală este o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Moldova a fost și va continua să fie partenerul dumneavoastră de încredere. Republica Moldova este un stat devotat păcii și soluțiilor pașnice diplomatice. Ca țară am depins întotdeauna de ordinea regională, de securitate bazată pe reguli. De ceva timp această ordine este în pericol. În același timp, socialiștii susțin că participarea Maiei Sandu la summitul de lansare a platformei Crimeea poate duce la îndepărtarea Republicii Moldova de la Federația Rusă, iar manifestând preferințe pentru una dintre părțile din disputa ruso-ucraineană vis-a-vis de Crimeea, președintele Maia Sandu include Moldova în blocul antirus, subminând astfel cel mai important principiu al politicii externe a Moldovei, neutralitatea și respectul reciproc cu toți partenerii țării noastre. Republica Moldova este un stat nu doar independent, dar și neutru. Problema Crimeei, acestei teritorii, este problema bilaterală a Ucrainei și a Rusiei. Și la sigur nu Republica Moldova, o țară mică, neutră, care are multe probleme interne, trebuie să fie acea parte care să se expună și să ia opoziție oarecare. Contactat de Moldova 1, purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, a spus că nu comentează declarațiile socialiștilor. Platforma Crimeea este un nou format internațional de consultare și coordonare inițiat de Ucraina, cu scopul de a determina țările să iau o atitudine mai fermă cu referire la ocuparea Crimeei, pentru a preveni încălcarea drepturilor omului, pentru a proteja victimele regimului ocupației și pentru a crește presiunea internațională asupra Rusiei. Toate acestea pentru a reîntoarce Crimeea prin mijloace pașnice.